salutare și bine te-ai regăsit la canalul meu. Eu sunt Diana și astăzi, după mult timp, am să pun un videoclip în care am să vă arăt o comparație între micii ponei, adică My Little Pony. Acesta este un ponei original. E Twilight Sparkle. Aici este simbolul ei. E foarte drăguță, e cu mov, iar aici, pe piciorușe, trebuie să aibă logo-ul de la My Little Pony. Așa, deci cam așa arată poneii reali, cei originali. Și haideți să vedem cu ce alți ponei putem compara astăzi, cu cei care sunt falși, adică nu sunt originali. Haideți să vedem. Primul ponei pe care am să-l compar are cam aceeași culoare și este cam acesta. Este un ponei mov. Are simboluri niște acadele. Părul și coama ei sunt roz. Este un ponei foarte drăguț, dar nu are absolut nimic scris pe picioare. Și de aici ne dăm seama că nu este un ponei original. Dar să știți că mie îmi place foarte mult și zic că este foarte drăguț. Următorul pe care am să-l compar este unul roșu. Este acest ponei. Ar vrea să fie ponei din seria 1. Acesta este un ponei din seria 4. Dar doar pe aceștia am găsit. Acesta are o umbrelă pe el. Și coama și coada îi sunt roșii. El este un roșu spre roz, foarte drăguț. Și are ochii mov. Din nou, pe piciorușe nu-i scrie nimic. Încă un ponei pe care am să-l compar este acesta. Este un ponei galben. Are un simbol foarte drăguț. Ochii ei sunt verzi. Are o codiță destul de scurtă. Iar coama este portocalie. Iar pe piciorușe nu-i scrie nimic. Și ultimul ponei pe care am să-l compar astăzi este acesta. După cum se poate observa, are culorile lui Fluttershy. Dar e ca și cum, dacă nu ne-am uitat la culori, ar semăna cu prințesa poneilor. Nu-mi vine acum în minte numele, dar am să-l pun pe ecran. Ok, deci are două aripioare cu sclipici. Acesta este transparentă și aceasta nu. Are niște simboluri foarte drăguțe, dar sunt puse la nimerială. Pe partea aceasta nu are nimic. Și după cum se poate observa, acesta este transparent și are niște baterii în interior. Aici este un buton și când apăsăm pe acest buton, îi luminează fața. Ceea ce mi s-a părut foarte drăguț. Deci, dacă ar fi să facem o comparație între toți ponii aceștia, de exemplu, acesta original este foarte micuț și acesta care nu este original este destul de mare în comparație cu acesta mic. Eu, sincer, vi recomand și pe cei neoriginali, adică sunt foarte drăguți și au culori foarte drăguțe, sunt puțin mai mari decât cei originali, ceea ce îmi place. Acesta, de exemplu, îmi place foarte mult faptul că luminează, deci sunt destul de drăguți și acesta este destul de mare pe lângă cel mov. Deci da, eu v-aș recomanda să cumpărați și din aceștia, nu văd de ce nu. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-mi lăsați un like și să-mi scrieți în comentarii care dintre acești 5 ponei este preferatul vostru. Ne vedem în următorul videoclip!